pot să spun că am avut o copilărie destul de liniștită și frumoasă. Țin minte că apucam sărbătorile satului unde sunt, unde am crescut, de fapt, și unde m-am născut. Țin și sărbătorile pe rit nou și pe rit vechi. Unde? La Caraorman. La Caraorman, Comuna Crișan. Și ne bucuram foarte mult, eu cu vărul meu, că am copilărit, m-am stat mai alături de vărul meu, ne bucuram că prindem sărbătorile și pe nou și pe vechi. Bucurie foarte mare. Nu erau banii fiscalizați, aveam 3 lei în buzunar, dar eram mândri de cei 3 lei care aveam în buzunar. Și am învățat tot felul de obiceiuri, și pe stil vechi, și pe stil nou. Bunica ne ruga să mergem la biserică, ne ruga să mergem cu colindul, să mergem bunica fiind descăliță, eu cu vărul meu aveam și alte atribuții, trebuia să mergem cu preotul prin sat înainte de Crăciun și trebuia să mergem și de bobotează cu preotul. Deci aveam activități foarte multe, nu pierdeam vremea. Și în felul ăsta erați foarte bine puși la punct? Eram foarte bine puși la punct cu tot ce înseamnă obiceiul, tot ce înseamnă tradiția de la, din casele oamenilor, când intram în fiecare casa omului, cu preotul, cu colindul stăteam la ușă, dar cu preotul intram până în camera de zi, să zicem așa. Și era altceva, te așteptau cu mâncăruri tradiționale. Ce? Păi, pe stil vechi era cu cheaua, da? Deci era arpacașul acela frecat cu mac și cu nucă. Și compotul ozvar, îi spunea, care era din fructe uscate. Se ținea post până la Crăciun. Și la Crăciun, polțunaș cu varză sau cu ceapă călită. Și după ce trecea seara de ajun, începeau mâncărurile tradiționale, dar sunt asemănătoare ca... De exemplu, la Crișan. Crișanul, o parte din sat, vorbind de sat, de localitate, sunt veniți foarte mulți din afară cu business-ul, pensiuni, hoteluri, țin pe stil nou. Bătrânii adică țin Crăciunul nostru de pe 25 decembrie. Bătrânii țin acela de pe 7 ianuarie. La Mila 23, 99% țin Crăciunul pe stil vechi. La Caraorman, fiind ucraineni, asemenea. Pe berit vechi. Deci în Crișan și în Mila sunt lipoveni? În Mila 23 sunt ruși lipoveni, în Crișan sunt mixt și ucraineni și ruși lipoveni și români. Și în partea cealaltă la Caraorman sunt numai ucraineni. Am avut o discuție legată de cum se înțeleg ai noștri, rușii cu ucrainenii. Le-am demonstrat că am făcut festivalul Borșului de Pește, unde au fost prezenți și ruși lipoveni, și ucraineni. Am demonstrat cum dansează, cum se distrează. Nu am nicio problemă, conviețuiesc foarte bine. Eu am fost un gurmand. La mine puteam să mănânc și pe bunica și pe mama la o masă. Am avut 140 de kilograme. Deci asta cu plăcutul, orice mâncam. Dar cel mai mult, mi-aduc aminte, făcea bunica la cuptorul acela de stuf, plăcintă cu dovleac. Deci în momentul în care ajungeam la Caraorman în vacanță, fiecare vacanță era acolo, plăcintă cu dovleac. Cu cabac, cum îi zice la noi, că și celor din Caraorman le spune cabaci. Și ce pregătesc câte din Caraorman pentru sărbătoarea Crăciunului? Pentru Crăciun, preparate din porc. Preparate care se fac în casă, nu preparate cine știe. Și fără afumătură. Eu la Caraorman nu am văzut afumătură. Sărat, da. Pește afumat mai vedeam, dar carne, cărnați afumați sau nu. Se făceau cărnații proaspăți, se făcea friptura de porc, se făcea ciorbița de porc. De copil am apucat ierni foarte grele acolo, cu blocat de canal, să nu poți să ai acces, nu poți să te aprovizionezi. Dar la vremea respectivă, parcă în lumea nu era atât de agitată, era învățată cu... Nu era disperată, era învățată cu traiul acela și nu țipa nimeni după pâine. Pâinea se făcea în casă. Se făcea aprovizionare din toamnă și aveau legume, alimente de bază. Nu am auzit vreodată, domnule, am rămas fără mâncare și suntem izolați. Acum au început problemele acestea și atunci vreau să spun că erau ierile mult mai grele. Mult, mult mai grele. Începeau iarna în luna noiembrie și se termina la final de martie. Gheața era pe canal, ce mi-aduc aminte, mergeam de la Caraorman la Crișan să mâncăm ciocolată la magazin, că acolo era deschis, pe patine. Deci era gheață, de puteai să treci cu tractorul, puteai să treci cu căruța, n-avea nicio problemă.
în perioada asta de iarnă recoltau stuf, adunau gheața pentru ghețărie, rupau gheața în ghețăriile vei care erau atunci. Se mai păstrează? Nu, dar nici nu mai există clădirile. La copcă pescuiam noi copiii, da. Dar bătrânii la vremea aia nu pescuiau iarna. Se duceau și adunau stuf, se ocupau de animale să le întrețină. Dar n-am văzut pescar să meargă în baltă special pentru pește, nu. Urare din Delta pentru toți cetățenii și toți prietenii mei. Un Crăciun fericit, un an nou bun, fără evenimente, cu sănătate multă și vă așteptăm cu mult drag în interiorul Comunei Crișan.